Bună seara și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. După cum vedeți, mi-a lăsat balbă în semn de doliu pentru Clubul Sportiv Municipal. Astăzi echipele de seniori, handbal și femei și bărbați, au fost scoase în competiție. Iată unde s-a ajuns din cauza a două personaje deja și vorbim aici de Nicoleta Crăciunoiu, directorul economic din Primăria Ploiești, și domnul Cezar Stoicheciu, cel care n-a înțeles ce soluții i-am dat și legale și ne-am consultat cu avocați și și-a bătut joc de ele. Ieri am vorbit că se apucă de treabă, astăzi a scos din competiție echipele. Asta este, mergem mai departe, poate se va reuși să se rezolve problema. Astăzi vom discuta, de fapt vom continua discuția pe care am avut-o săptămâna trecută, la ultima emisiune, referitoare la acea extindere și reabilitare de țele canalizare în Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte. Invitații noștri au venit, mai puțin unul, surprinzător, și o să fac cunoștință de îndată cu domniile lor. E vorba despre domnul Adrian Semcu, directorul SG Hidro Prahova. Bună seara, bine ați venit. Mulțumesc de invitație. Domnul Paul Bejan este de la SC Concivic SRL. Bună seara, bine ați venit. Revenit, ca să zic așa. Și iată că lipsește, vedeți, ca unul gol. O să vă afișeze colegii mei pe parcursul emisiunii și pe domnul Vasile Pătrașcu, vicepreședintele Consiliului Județean, care a avut indecența sau lipsa de respect, să nu zicem indecență, să nu înțeleagă că, de fapt, noi l-am invitat pe domnul Bogdan Toader, cum i-am spus astăzi, în discuția pe care am avut-o, l-am invitat pe domnul Bogdan Toader în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, care este Consiliul Județean cu 73% în Hidro Prahova. Da? Domnia sa n-a mai vrut să vină, i-am spus că este normal să vină în calitate de reprezentant al Hidro Prahova, al acționarului majoritar, iată că ne-am trezit că nu apare. Asta este respectul pe care arată un funcționar public față de dumneavoastră cetățenii și implicit față de noi. Ceea ce eu, unul sincer să fiu, nu prea agrez. Dar vedem, pe parcurs, dacă domnia sa rămâne acolo în funcția respectivă, poate își va schimba atitudinea. Așadar, domnilor, pentru cei care nu au văzut... frumos, dacă se poate, nu vreau să vă întrerup, îmi cer scuze, dar totuși nu este corect la cum v-ați exprimat dumneavoastră, pentru că nu știu discuția între președintele Consiliului și vicepreședinte, dar știu discuția între vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Pătrașcu, și mine, și am convenit ca să vin eu, ca să reprezint societatea Hidro, și cunoscând probabil problemele mai bine ca dânsul, care este numit în funcție de câteva luni, mi-a transmis și mi-a dat încrederea necesară ca să reprezint și societatea Hidro și pe dânsul personal în cunoștință de cauză. Deci nu trebuie chiar atât de tare să-l certați. E o situație în care eu cred că voi face față. Cu domnia sa. Eu, unul, i-am făcut o invitație ca moderator al emisiunii și se pare normal să-mi spun un punct de vedere, că pe mine m-a refuzat, nu pe dumneavoastră. Da? Am înțeles, dar... Asta e ideea. Pe mine m-a refuzat. Am simțit nevoia să fac această completare. Mi se pare normal și apreciez și dânsul sunt convins că va aprecia. Eu nu. Sincer să fiu. Asta e. Vreau să... Ați văzut emisiunea, ați zis că ați văzut-o, nu? Da. Ați reușit să o urmăriți. Și vreau ca pentru cei care n-au văzut emisiunea trecută, vreau pe dumneavoastră, domnule Semcu, să ne spuneți de ce s-a ajuns, că până acum aici e problema, de ce s-a ajuns în situația rezilierii contractului din punctul de vedere al Hidro Prahova? Care e punctul ăsta de vedere? Și acum, după un an de zile, pentru mine e de neînțeles de ce s-a reziliat, de ce s-au trimis hârtiile cu provocarea de reziliere a contractului pe o clauză prevăzută în contract, noi o recunoaștem, dar să ai o lucrare destul de mare în cele două localități, în cele două orașe și a treia, comuna Bănești, Văleni, Câmpina, destul de avansate față de alte lucrări sau de perioada de acum un an de zile când se puteau continua lucrările, iar iarna, să nu uităm, iarna trecută a fost favorabilă, domnul Bejan, fiind constructor, poate să confirme acest lucru, pentru mine este de neînțeles. Ca peste tot, în viață, în lumea asta, mai sunt și dificultăți, că nu trecem totdeauna cu frumosul peste toate obstacolele. Dar această prevedere în clauza respectivă, în feeding-ul roșu al acestui contract,
Este prevăzută că antreprenorul are dreptul să rezilieze un contract. Dar rezilierea asta a venit într-un moment în care eu, unul personal, nu mă așteptam. Se punea problema plăților unor cereri de plată care au fost înaintate. Știu că s-a discutat foarte mult, mai putem continua pe treaba asta. Eu o să-mi susțin punctul de vedere și a colegului care a prezentat Hidroprahova și a consultantului care a fost aici, președintele companiei Romer. Sunt aceleași lucruri. Adică nu s-au prezentat actele pentru cererea de plată în totalitatea lor. Iar în clauzele contractuale sunt prevăzute foarte bine. Dacă ceva lipsește, să spunem, dăm un exemplu. Readucerea la starea inițială a drumului respectiv pe unde a intrat canalizarea nu se plătește 100% cererea de plată. Asta e clauză contractuală. Cine o confirmă? Inginerul. Noi, beneficiarul, doar dăm un aviz favorabil pe treaba asta și o mergem mai departe la București, care mai verifică încă o dată. Acolo mai există încă două organe care verifică. Autoritatea de management și OIU, oficiul intermediar care își dă și la viza. Dacă ei au constatat că din cererile care le-am transmis noi la București sunt niște nereguli, eu nu vreau să intrăm în amănunte, le cunosc, putem să dezbatem cât vreți, nu ne ajunge emisiunea, să dezbatem punct cu punct. Măcar cele mai importante. Două cămine trecute în plus, acum. Eu înțeleg că per total proiect, dacă facem o numărătoare și sunt, să spunem, 57 de cămine în total proiect. Iar de data asta noi am decontat încă două cămine care ele nu erau prevăzute în proiect pe tronsonul respectiv pe care noi dânșii au depus actele cererea de plată ca să fie decontate. Nu erau numărul de cămine pe acel tronson, dar per total proiect probabil că sunt, că încă proiectul nu e terminat. Eu nu contest treaba asta. Dar din moment ce noi lucrăm cu fonduri europene, noi nu ne jucăm acum cu banii județului sau banii unui consiliu local. Sunt bani europeni. Din moment ce de la București ni s-a tăiat o parte din bani, o parte, să spunem 10%, 15%, ceea ce am primit noi, am transmis imediat în antreprenorului. Ca să fie un conflict, eu unul, pot să recunosc la un moment dat că au mai fost conflicte, nu în cererea de plată 8, în cererea de plată 9, au fost și în cererea de plată 5. Eu am toate aici, le putem exemplifica pe toate, le am cu dată. Am venit pregătit ca să combatem, dacă este cazul, împreună cu domnul Bejan, fiecare. Sunt 10 cereri de plată depuse și sunt așa. De exemplu, cererea 5 a fost, data emiterii facturii a fost în 17 decembrie 2014, data scadentă a fost în 14 ianuarie 2015, iar plata s-a făcut în 18 ianuarie 2015. Imediat. Adică, cum să vă spun, niciun interes nu avem noi să primim banii de la București și să-i ținem mai mult, nici măcar o zi. Au venit, i-am transmis mai departe. Că au fost curt-circuite, astea sunt peste tot. Acum, în această perioadă, suntem într-o situație dificilă. Noi pe 30 iunie trebuia să terminăm post-medium, pe perioada respectivă. Am depus toate actele, am încheiat cu foarte mare greu formalitățile. Așa e la noi în România. Pe merg încet. Pe cele 8? Nu. Pe tot proiectul județului Prahova. Nu vorbim acum de cele 8. Cele 8-ul e stă. Zace, păi pentru că aici, aș vrea să ne axăm mai mult pe el. Nu mă interesează proiectul. Vreau să dau un exemplu, că sunt dificultăți în birocrația românească. În acest moment sunt dificultăți de plată, au fost și mai sunt de săptămâni. De 2 săptămâni, 3 săptămâni. Ceilalți antreprenori au înțeles. Adică am discutat cu dânsii, cum am discutat și cu castul, și au înțeles treaba asta. Adică și anul trecut, pe vremea asta, în septembrie, au fost niște tensiuni. Am fost de fiecare dată de față. Și cu domnul Bejan ne-am întâlnit, am înțeles, de 27 de ori. Eu zic de 25 de ori. De suficiente ori ca să putem să urnem căruța, să mergem mai departe. Nu avem cum, din moment ce toată lumea dorește și dintr-un punct, dintr-un loc, adică exact din partea antreprenorului, cel cu care noi, Hidroprahova, avem relația contractuală.
cu tot respectul, nu o să pot să termin emisiunea să nu întreb pe domnul Bejan în numele cui vorbește dânsul. Bun, haideți să o lămurim de la început. Puneți această întrebare pentru că noi am avut discuția la început și până la urmă ne-am lămurit și ați venit totuși în emisiune. Sigur că da. Da? Și imediat. Atunci aș vrea să... Adică treceți mai departe. N-am fugit de la... Da, de la de interesul este comun. Exact. Sunt convins că avem interes comun și cu domnul Bejan și cu dumneavoastră cu postul dumneavoastră de televiziune. Interesul este al cetățeanului. Noi asta sigur facem. Sigur că da. Noi, eu, pe de-o parte, eu, televiziunea Valea Prahovei, pe de-o parte, se pune în slujba cetățeanului, dumneavoastră la fel ca beneficiar al lucrării și domnul Bejan. Dați-mi voie 3 minute, nu mai mult. 3 minute? În slujba cetățeanului a luat ființă acest Hidroprahova. Pentru că știam, am fost informat, știam că un operator regional cu capital majoritar al Consiliului Județean poate să acceseze aceste fonduri europene. Da? De-aia s-a creat acest Hidroprahova. Da. Și am accesat acest fond european care e în derulare cu sincopele de rigoare. Da, eu nu le-am dorit. Problema? Nu sunt de la început. Eu nu neg aceste probleme. Sunt inerente. S-au întâmplat acum vreo câțiva ani. Mi se pare că a durat chiar vreo 6-8 luni de zile până s-au făcut plățile pe o anumită... Nu pe zona asta, pe alte... Au fost sincope peste tot, din diverse motive care se pot discuta omenește. Și la cele 8 revenim acum. Eu nu contest că n-au fost diverse disensiuni, diverse păreri între antreprenori, între subcontractorul antreprenorului, în subcontractorii, că poate au fost și alții, între diriginte sau inginerul care a supervizat treaba asta, consultant. Consultantul noi l-am achiziționat printr-o licitație ca să supravegheze calitatea, cantitatea și, bineînțeles, în primul și în primul rând, actele necesare de predare pentru a fi finanțată lucrarea în continuare, așa și îi spune, supervizorul. Deci, acest consultant a supervizat orice hârtie. Noi, în calitate de beneficiari, am fost un fel de intermediari. Viitori beneficiari ai lucrării în întregimea lor, dar pe parcurs, noi, într-adevăr, avem supervizorul pe care îl plătim, tot din fonduri europene, să vizeze aceste lucrări. Deci, să dea chipul la sau cum e? Cerere de plată, cerere interimare de plate se dau, se vizează cu prioritate din dânsii. Exact. Dânsii scot în evidență, e complet, nu e complet. Okay. Acum noi putem până vorbi. Până ajungem la detaliile tehnice, concrete. Aș vrea să vă răspundă ca să lămurim problema asta în ce calitate că ați avut această. Știți de ce? Nu mă deranjează, nu putem vorbi. E normal să punem întrebări și dânsul o să vă pună întrebări. Poate să vină 5 subantreprenori, pentru că am alte situații în care subantreprenorii n-au fost plătiți de antreprenori. Da? În această situație, dacă domnul Bejan are împuternicire să continuăm lucrarea de mâine dimineață, eu sunt de acord. Dar noi ne-am întâlnit de 25 să plecăm de aici, să rezolvăm problema din seara asta și mâine dimineață să facem în seara asta un gentleman agreement și mâine să vă duceți să dați drumul la treabă. După discuțiile cu dumneavoastră, eu de-aia am venit, da? Ați promis. Eu am zis în urma emisiunilor dumneavoastră. N-am zis la toate. N-am zis la toate. Am zis că se mai rezolvă din probleme. Corect. Asta am zis, da? N-am zis, nu-mi puneți vorbe în gură. Am zis că am mai rezolvat din probleme. Vă rog. Vă rog să răspundeți, domnul Bejan. Deci, domnul, în ceea ce privește întrebarea domnului Semcu, dânsoare dreptate, au fost anumite probleme. În ceea ce privește prezența mea aici, eu sunt împuternicit la SC Concivic. Corect. Care este subcontractorul și are 92%. Eu îmi place să spun că e 92,93. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar dacă calitatea concivicului pe care dumneavoastră reprezentați ar putea să aibă și puterea de decizie, cred că nu ajungeam aici și lucrările mergeau mai departe. Pentru că dânsul este martorul discuțiilor multiple. Eu sunt martorul discuțiilor cu subantreprenorul concivic, cu domnul Negoiță, nu știu, șeful, patronul, habar n-am ce este, dar dânsul dânsul reprezenta concivicul în Prahova, așa știam eu, pe care l-am înțeles. L-am înțeles nu odată, de enori au venit și au spus, domnule, noi rezolvăm cu castul ca să semneze hârtiile, ca să îi predea toată lucrarea, să o continue concivicul. Eu sunt de acord, dar nu pot decât dacă o facem legal. Păi, normal, trebuie n-a să pune problema. Și ce înseamnă acest legal? Ca să deci, fim foarte clar. O hârtie prin care să facem ceea ce prevede legea. O notificare prin care castul cedează
concivicului, dar nu poate ceda întru cu totul. Pentru că la licitație a venit Castru și a licitat. E o relație contractuală, juridică, o am cu Castru. Subcontractor, Castru putea să aibă concivicul și încă 5. Am înțeles. Noi le acceptăm, nu e nicio problemă, da? Ne-am întâlnit și am căutat N variante cu avocații, care, sincer, îi plătim și noi și dânsii. Și noi cetățenii. Și noi toți suferim din acest motiv că nu găsim o cale, o ușă deschisă să continuăm. În interesul cetățenilor care beneficiază și în interesul de a duce la capăt acest proiect. Vorbim de cetățenii din Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte. Dacă cei de acolo ne urmăresc, au la dispoziție numărul de telefon 0734313333. La fel, invitația este pentru primarii din Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, dacă domnilor lor au ceva de spus pe tema asta. Haideți să lămurim. Deci ne-am lămurit cu chestia asta? Cu în ce calitate vorbiți? Da, noi eram rămuriți de... Eu am înțeles calitatea dânsului. Nu, dânsul are dreptate. Fără antreprenorul general, nu putem mișca. Bun. Și atunci, ca să deblocăm acest... Puțin. Problema este puțin mai complicată. Domnul director, domnul Sencu, o știe, sunt convins și e conștient de problema asta. Noi am făcut numeroase demersuri oficiale, scrise, să continuăm lucrarea. Noi cine? Concivicul. Am înțeles. Prin semnătura mea și a domnului, le-am aici de față, dacă vreți, și originalele depuse la dânsul și dânsul le știe. Nu ne-am dat niciodată. În ceea ce privește calitatea și cantitatea lucrărilor, nu cred că este cineva care poate să spună ceva, pentru că ne-am dat silința să fie. În ceea ce privește aprovizionarea materialelor, avem astăzi, pe fața locului am făcut inventarul, avem 5 tiruri de marfă, 5 tiruri de ceramică, sunt o grămadă de bani. Avem toate... Ce sumă ați investit? Păi sunt... ajunge la 1 milion și ceva de euro. Înțeles. Dumneavoastră, noi vorbim, mă scuzați, vorbim de o sumă pe care dumneavoastră o aveți de încasat, din ce mi-am aminte din emisiunea trecută, dumneavoastră ați invocat ca și subcontractor, 11 milioane și inginerul a zis 8 milioane și ceva. Corect. Da? Deci, din noi am invocat 11 milioane. Hârtiile care le-am făcut sunt 11 milioane. Deci au venit pertinent și corect pe undeva și a spus la cele 11 milioane mai lipsește. La una capace sunt multe efecte care lipsesc, nu din cauza noastră. Noi le-am pus în operă la vremea respectivă. Dar vremea a trecut. Câmpina e o localitate și un loc unde, să fim cinstiți, să fură. Și mai ales ferul vechi și fonta să ia repede. Mai sunt anumite deficiențe, de exemplu, la cămine. Mai sunt, cum a spus dânsul, reparațiile la calea de rulare. Care, ba nu a fost timpul, ba au fost anumite chestii financiare în care n-am putut să aducem toți cei 11 milioane, cum le-am adus de mai multe ori, punct ochit, punct plătit. Așa cum domnul Semco a amintit, de la SILU 1, care a fost avansul, până la SILU 7, nu am avut probleme de plată. A fost într-un an de zile, s-a făcut 7 SIL-uri plată. Este? Da. Da. Așa. Și după aia, într-un an, s-a făcut 1-2 și o restanță. Restanța spune ceva. Suma asta de... Nu, a fost o restanță care nu s-a plătit o factură integrală datorită unei lipse de justificative a inginerului. A trebuit să dea o care notă. Care inginerul v-a cerut-o dumneavoastră, nu, noi n-aveam treabă cu nu concivicului, castului. Adică nu. Noi când vorbim către cine se adresează inginerul firmei Cast. Am înțeles. Că cine a specificat făcea... de prea multe ori ca să nu ne dăm seama că e vorba de Cast. Nu aș vrea în problema asta, nu aș vrea să spun sau să zic ceva rău de Cast, pentru că a fost cu noi și lângă noi. Castul a transmis doar hârtiile. Corect. Nouă ne spune Fidicul Roșu, care îl am aici, că să știe toată lumea, vrea, care e rolul castului și ce s-a întâmplat. Antreprenorul răspunde și transmite mai departe.
documente, banii, n-a fost absolut nicio problemă. Spun aici de față, am documentele. S-a plătit de hidro la ultimul euro. Am făcut cu castul în așa fel conturile și socotelele încât n-a fost divergență. Mulți probabil o să râdă, care ne cunoște, care știe situațiile, că sunt situații financiare. Când sunt bani mulți, sunt și probleme multe. Nu a fost nici cea mai mică problemă. Nici la materiale, pentru că materialele le-am asigurat noi. Nici la împărțirea banilor, nici la distribuit, la absolut nimic. Singura problemă care a fost între noi și Hidro, și aici nu știu dacă o să fie domnul director de acolo cu mine, a fost în 2015 la corectarea silurilor de plată. Și vă spun de ce. Noi am depus silurile când am terminat probele, pentru că toată lumea zicea semnat dirigintele și primarul, dar mai sunt încă două operațiuni. Sunt probele de etanșietate, sunt măsurătoarele, sunt mai multe. Și în 2015 am ajuns la acea roată care toată lumea o dorește. Să ajungi de la plată la plată, să-ți ajungă banii și să plătești. În momentul în care, într-un loc, cineva scurt-circuitează, și eu am aici scris de Hidro și îmi pare rău că domn director a vrut să mă combată. Când am dar e, e, nu, de-a lungul timpului. Dânsii au scris una dintre probleme sunt problemele tehnice. De exemplu, eu am o stradă de 7 miliarde, da? Da. Și o încep să o fac. Și la un moment dat o soluție tehnică nu o am. Și aștept, n-am soluție tehnică. Aștept o lună, aștept două, aștept trei. Și cine dă soluția tehnică? Consultantul. Inginerul, nu? Absolut. Am înțeles. De exemplu, un exemplu, Paurel Vlaicu, am luat de la drumuri județene, personal am luat autorizația, ne-a dat să spargem, să modifice, soluția. Nici astăzi, din 4 aprilie 2014, nici astăzi n-a venit soluția tehnică. Pentru multe soluții tehnice, eu am fost personal la București, la proiectant și l-am adus ca să vie să vadă. Și a durat extraordinar de mult. Dar asta n-a zis-o în emisiunea trecută. Poftim? Asta n-a zis-o în emisiunea trecută. Era aici domnul Boieru. Nu, eu i-am spus la domnul Boieru, noi am spus și dânsul în față și am făcut și hârtie. Și are și dâns și hârtie și eu am și aici. Avut am și o curiozitate. Ați avut un conflict personal care practic a împietat asupra desfășurării acestui conflict? Nu. Acestui, nu. Conflict personal n-am avut. Cu cine să aibă conflict? Dumneavoastră cu... Sau invers? Niciodată. Da? Nu. Ok. Nu. Ne-am spus întotdeauna ce a fost de spus și mai ales că îmi cer scuze, dânsul nu era perioada aia. La colegi, da, colegii dânșilor... Adică trebuie să vorbim și adevărul. Da, când am apărut eu în Hidro și dacă cumva mi se poate reproșa, chiar de subcontractanță, de oricine, dacă am împiedicat buna desfășurare, dacă n-am fost mai deschis poate decât ar fi trebuit, de ce că interesul este să continuăm lucrurile. Domnul Semcu, de ce s-a blocat? Domnul zice, că mă bag mâna în... Dați-mi voie numai puțin să vă explic, de ce s-a ajuns vreau aici. Vreau să aduc în discuție ce spunea domnul primar Tiseanu, da? Referitor la lucrare. Da? Dânsul așteaptă și plătește electoral, spunea domnia sa, față de cetățenii din Câmpina, de un an de zile. Bun, dacă toate sunt așa de armonioase, de ce Dumnezeu s-a ajuns în situația de a nu putea debloca după 25 de întâlniri? Asta e problema. Ajungem imediat. Vă rog. Ajungem imediat. Nu vreau, nici nu iau pe nimeni în brață, nici n-am niciun partipric cu nimeni. Mie îmi pare rău că s-a investit muncă, s-a investit bani și nu s-a ajuns la rezultatul scontat. Vă derulam puțin și vă spuneam procesul tehnologic. Când o stradă de anverbura asta rămâne fără soluție tehnică, rămâne în aer, nu poți să o mai continui. Încep și faci alta. Asta nu poți să o bagi la plată. Bun, deci rămâne suspendată de la plată, da. Nu? Ai trei din astea, cum am avut noi într-un moment dat 5. Da. Ne-am blocat. Trebuie să depui siluri. Nu ai siluri de depus. Deja m-ați bulbă. Ascultați un pic. Lăsați-mă până la capăt ca să înțelegeți. Problema, important este să rămânem problema pentru cei care ne urmăresc și anume faptul cu acea sumă raportată la lucrări. După ce dezvoltați, ce vreți dumneavoastră să dezvoltați, vă rog să lămurim această problemă. Care sunt lucrările pentru care aveți de încasat sumele respective, da? Și pe urmă discutăm de ce nu s-au încasat. Deci, problemele
au apărut de la început, practic. De la început noi n-am beneficiat de inginer. Silul 8 n-a avut, inginer 6, indiferent ce se supără, n-am niciun partipric cu nimeni. 6 luni de zile n-am avut inginer. E normală chestia asta? Ba, trebuia să nu se înceapă. Ăsta e. Biblia noastră asta spune. Fidicul roșu, uitați-l aici. Nu se începe. În primul rând, oamenii care au fost trimiși de inginer, s-ar putea ca dânsul nici să nu știe chestia asta, n-au fost recunoscuți de autorități. Eu personal am fost la ISC și am hârtia, la momentul respectiv, dacă va fi nevoie, prin care domnul Ors să fie iertat. A fost dat afară și a spus, dumneavoastră, nu puteți să fiți inginer rezident. Nu aveți calitatea. Cine v-a trimis aici? Eram eu, domnul Filote și domnul Pârvu. În momentul când a început să avem diriginte. Am făcut lucrări, am efectuat lucrări fără diriginte de șantier. Nu e normal. 10.000 de cereri. În data de 14 aprilie 2014 nu aveam, nu era persoană cine să ne dea acele dispoziții și să-și ia o răspundere și, pentru lucrări. Și credeți că această întârziere în 6 luni... Toate s-au fost întârzieri. Asta a contribuit, practic, la ajungerea... Păi mai târziu, da, și am să vă spun de ce. Au rămas lucrări nedecontate, au rămas lucrări neterminate, au rămas lucrări fără soluții. Să știți că și trebuie să luăm și pauză. Când doriți, îmi spuneți. Aștept să-mi comunice colegii. În momentul când vrei să le aduni și nu poți să le decontezi, aici aș vrea să ajung la ceea ce a spus dânsul. Nu poți, dirigintele nu-ți semnează pentru că nu e normal, nu poți să le faci probele. Dacă o stradă nu e gata, nu poți să-i faci probele. Sau dacă e gata un tronson. Nu poți să o decontezi, nu poți să faci calea de rulare, intervine municipalitatea, intervin oamenii, să creează acele frecușuri care te bulversează. Trebuie să luăm pauză, după care revenim și o să rog și pe domnul Semcu să spună punctul de vedere referitor la afirmațiile dumneavoastră și încet, încet, să ne apropiem așa un cumva, să întindem mâna unul spre altul și să rezolvăm aceste conflicte. Pauză publicitară.